Deci acum Încerc să... îmi pun tot Tot ce... mi-o la gât. Tot ce se poate... Pune la gât. Și odată chestii. Ce? Strunce de gât. Șase... Ce să fac cu ea? Ha, eu? Nu s-o prind. O prinde. Asta? Cumva? Așa... Mamă! Respect. Și o prinde. Deci. Dacă merge. Deci. Lux și Și fucking opulență. Bun, hai că Arată-mi bine. Arată ca o... ca o pizdă. de pe foaie anumite chestii ca să mi-o reamintesc și este un intro foarte lung, așa că luați un loc, luați-vă o cafea, ceai, un borcan de compot și noroc. Bun. Am început anul cu 62 de abonați, bravo. La 100 mă tun chel. La 200... Bă, hai că mai pun cercei, da. Nu mă știu unde, că am deja. Mă gândesc să-mi bag în cercele în nas, arată așa. După aia zice lumea, a, mă arăt, ai pus belciug, dar ce ești, porc? Da. Lumea așa mă crede. Dar mi se impune nasul. E un bun belciuge. Mi-ar place. Sau încerce la așa în nas. Sau ceva pe aici. Deci, la 100 de abonați mă tun chel. Ce mai chel? Atât nu poți. Nu pot. La 200 îmi pun cercel. Și după aia să zicem că, bă, la 500 mă duc la solar. Habar n-am, poate în România. Sau la so. Da, mă duc la solar. Chiar, aș putea să fac un clip în care chiar mă duc la solar. Așa, naked. With my trupul meu foarte... Tot mă uit în colonar, trebuie. Cu trupul meu foarte... Alitos. Păi, mai beau o gură de cafea ca să am energie. Ok. Toată chestia începe, deci este un intro foarte lung, cum am mai zis, luați-vă popcorn pentru că durează cel puțin o oră. Deci, cum am mai zis, din decembrie până în decembrie, de la 23 până la 24 de ani, De fapt, am zis mi-am eu pus foarte deja greșit că foaia, este de mi-am la uitat unde am făcut tot, ce am 24 făcut, spre 25 de ani. toate evenimentele, toate stările prin care am trecut și tot ce am învățat de la 23 până la 24 de ani. Eu deja am 25, deci clipul cu 25 la 26 îl filmez când am după 26, adică dă, se vine să strănut. Am strănutat. Bun, embrie. Cred că... De fapt, cum le vă să zic? Cam chestia începe undeva prin septembrie, septembrie sau nu, octombrie sau noiembrie, pentru că noi ne-am mutat în alt apartament, așa, și din decembrie, pentru că am depus actele, deci tot ce avem nevoie ca să trăim legal, la propriu de data asta, ca să trăim legal. Am un clip pe tema asta, că se cheamă, am plecat în Cehia. Are trei părți, este un story time lung, destul de lung, în care povestesc cum am ajuns în Cehia și acte și tot tacâmul. Deci să mă uit în cameră. Bun. Bun, hai, în decembrie. Ne-am hotărât să facem un din ăsta care tot îmi plimb eu mâna de acum doarme, un copil. Așa, pentru că am avut toate actele, n-am avut toate actele necesare, stăteam bine, stăteam bine, what the fuck? Cum naiba să zic, stăteam în regulă, stăteam legal, pentru că noi până atunci nu eram legal în țară și bla bla bla. Deci toată povestea se continuă. Bun. Așa.
Bun, ne-am hotărât să facem copil. S-a și întâmplat să... Na. Toată chestia... Să facem... Te fuți, frate. Asta e faza, te fuți. Pentru că, știu, îmi aminte... Deci o să... Cum am zis? Un story time lung. Hai să fie un story time. Revin. Ah, story time. Hai să începem de la început. Un an de evenimente din decembrie până în decembrie. Ok, hai să... Deci, copilul, după aia am făcut bradul, am început să împodobim bradul, noi undeva prin 18 decembrie sau cum știu că 18 decembrie pentru că se întâmplă chestii. Așa, bradul era împodobit deja, deci mă simțeam atât de bine pentru că stăteam legal, era totul, băi, am dat la pericorder. Stăteam legal și... Adică puteam, frate, să facem și noi un copil. Undeva de Crăciun am mers la niște prieteni, am petrecut Crăciunul acolo, am filmat și anumite chestii acolo, îs pe canal. Așa, Crăciunul la prieteni, plimbare prin pădure. Așa, mi-am vopsit părul roșu în cap. A fost ceva vopsea ciudată și m-am făcut și o schimbare de look. Ok, am început să filmez rețete pentru cel de-al al doilea canal pe care îl dețin. Dacă vreți să dați un ochi, este Black Sugar in Kitchen. Iar aici ar trebui să pun un fel de Black Sugar in Kitchen sau Black Sugar in Kitchen. Să editez, să inserez după ce am terminat și de filmat. Bun. Dacă vreți să dați un ochi și acolo, sunt rețete simple, aș zice eu. Hai, dați un ochi. Bun, am început alt eveniment. Am început să comand o grămadă de chestii de la Avon. Creme, parfumuri, măști de față, multe din aceste comenzi le-am mai și filmat, pus pe canal. Ok, chestia, eu acolo am scris că se întâmplă prin martie, m-am decolorat și mi-am făcut părul portocaliu. Pun aici sau aici, unde am loc, o imagine să vedeți cât de groaznic mi-a ieșit părul pentru că nu am amestecat bine culoarea. Trebuia să mai adaug încă o chestie și părul meu trebuia să fie oarecum blond, dar mie nu mi-a ieșit blond, mi-a ieșit portocaliu, arătam ca un rus. Bun, m-am vopsit blond, nu știu ce, bla 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 bla, nu stai că nu m-am vopsit blond, mă decolorasem în perioada aia, adică anul trecut, prin martie, 2019. M-am decolorat, m-am dus la lucru, eram tuns tot, deci arătam, știu că Eminem parcă se făcuse la un moment dat așa de era, deci cum îs eu, doar că mine mai scurt, blond, arătam nașpa. Și acum mi-amintesc că în perioada aia, deci mi-a lăsat părul să crească și era cum negru și vârfurile erau blonde. Bă, arăta nașpa rău de tot, groaznic. Și după aia, dă-i, tu unde te Marius din nou și tot a fost bun. Așa. Next eveniment. Mi-am luat cactus. Am cumpărat niște piese de mașini pe care am investit-o în fel de... Ce am făcut? Are rost să zic? Hai, 15.000 de coroane în niște piese de mașini pe care încă și astăzi le avem. Pentru că eu mă așteptam că, bă, sunt piese de mașini. Și faza a fost că n-a vrut nimeni să cumpere mare brânză. Deci ne-am scos din 15.000 de coroane, să zicem. Mi-am scos în jur de 4.000 de coroane. Puțin. Bun. Deci cum ziceam, mi-am scos 4.000 de coroane din acei 20-25, din acei 15.000 de coroane. Bă, a fost fain pentru că... pentru că eram în piață și am găsit o grămadă de vechituri. Am început să-mi iau mortăciuni.
capete, n-am chef, ba, doar o chestie vreau să arăt. Ok, bunătățile ce mi le-am găsit prin, prin piețe, noroc la clienți. Okay, hai să vă arăt ce am luat. Deci, măștile astea, raportat la capul meu, deci, sunt superbe, am vreo 6. Cred că astea toate au fost 50 de coroane, deci ca și cum ai dat 5 lei pe asta. Dar 50 de coroane nu e. Alte mărtăciuni, deci asta arată super, dar... Cu asta am început eu să fac poze la un moment dat. Un photoshooting, nu se vede. Deci la asta mi s-a întors stomacul pe dos pentru că aici avea niște carne. Deși asta e... E mor, frate, de mult. În ziua jur că mi-am vomitat mațele și a fost... Nașpa. Dar totuși... Cu aceste cadavre... Cred că ăsta era alb în perioada în care... Ba, era alb în, care, în perioada în care am început eu să fac niște poze din alea. Știu că e o poză, una dintre poze e cea de la avatarul de la YouTube. Mă găsiți, pe Instagram sunt celelalte, gen Sharky Omega. Puteți să-mi dați un follow și acolo să vedeți ce tâmpenii postez. Deci asta este, bă, e super, deci asta e super. Revenim 23 martie, era dimineața, sâmbătă, am fost la piață, nu știu dacă am vândut. Că am vândut ceva, că n-am vândut ceva, nu mă interesează. Ok. Cum am ajuns acasă? La un moment dat Monica îmi zice că mi-a aspirat laptopul și că mi-a făcut nu știu ce la el. A fost nașpa pentru că mă gândeam, bă, ce naiba mi-a făcut? Mi-a fi aspirat tastele de la laptop și... Tastele sunt în aspirator, în sacul ăla, să trebuiască iar na, să le cauți, să le pun. Bun. Laptopul era pe comodă. Canapeaua din camera cealaltă. Bun, deschid. Nu știu dacă găsesc o poză, dar trebuie să fie o poză. Era o pungă cu două teste de sarcină. Pentru început nu înțelegeam ce dracu s-a. Mă uit pe teste, bum, două linii. Ăla a fost momentul în care a fost, nu știu, ăla a fost momentul în care încremenisem, nu știam cum să reacționez, ce să fac și... Nu știu, oare în câteva secunde m-am pierdut și după aia mă gândeam, ești gravidă. Și noi, deci decembrie, ianuarie, februarie, abia în martie, s-o prins ce trebuia să se prindă. Și în lunile alea în care noi ne jucam, pentru că, eu așa zic, nu e frumos să zici, că ne-am futut, știți și voi cum se fac copii. Așa, cum ziceam că ne jucam, erau momente în care, deci au trecut ianuarie, nimic, februarie, nimic, deci decembrie, nimic, ianuarie, nimic, februarie, nimic, abia în martie. Lunile alea care treceau înainte de martie, când îi veneau musafirii, mamă, deci pur și simplu, știu că a fost o perioadă, bă, nașpa. Alea 3 luni au fost nașpa. Pentru că mă gândeam, bă, poate am eu probleme la ceva. Poate o-i fi o de vină, nu e bun materialul, nu pot să fac copii. Deci mă gândeam la toate posibilitățile și imposibilitățile, pentru că mă gândeam că e nașpa și, chiar, și eu care vreau un copii și nu pot să am copii. Bun. Și că la un moment dat, nu știu când s-a întâmplat chestia, dar eram la lucru, bă, și m-a bușit plânsul, pentru că vroiam și eu, frate, un copil. Și treceau lunile și nu se întâmpla nimic. Dar ziua de 23 martie, n-am consolat, jur n-am consolat.
Două teste de, deci făcuse, Monica a făcut două teste de sarcină ca să fie sigură. Mă uită acolo pentru că îmi imaginez toată faza. Așa, 23. În 24 trebuia să mergem la lucru. Așa. Eram de noapte. Și în ziua aia a aflat toată firma, bine, toată calea noastră, că nevastă mea nu mai vine la lucru. Că e gravidă. Într-un fel nici nu era bine să zic, sau era bine și nu era bine, pentru că noi n-aveam actele, adică rodni, cislo, un fel de... un număr pe care se trebuie în cehia. Au. 24 martie. Monica avea 5 zile și cumpărasem deja pătuțul, deci pot să mă laud că... pătuțul e singura chestie, singur obiect de mobilier pe care doar eu l-am montat și și e bine. Pentru că celelalte, de fapt nu, stai, că bibliotecile tot eu le-am montat. Unde bine se vede. Bun, după aia am început să cumpăr, găsite pe ceva site sau nu știu ce mi-a venit mie să caut. Oblecenii, haine pentru copii și am cumpărat nu mi-am amintesc prețuri pentru că cineva e în spatele meu și nu trebuie să audă prețuri, dar cum au fost 500 cumva, deci 500 de coroane dădeai pe 10-20 de kg de haine, iar eu am cumpărat 50 de kg de haine, dintre care am haine de copii, stai, de băieți, de fete mici, fete mari, bă, toate hainele. Deci Dominic are haine cu o grămadă, geci, sacouri, pantaloni de stofă, mamă, deci superb. Vine de la atâta până la atâta. Deci aia probabil ceva de la ceva școală. Știu că toate hainele alea, toate hainele alea îs din Anglia, deci e super. Ok, next. Alte evenimente. Da, cadavrele de la piață. Cum mi-am cumpărat acele cranii și, adică aceste cranii și coarne pe care le-am cum se zice, le-am prins în, între biblioteci. România. Am fost în România, cred că undeva era aproape de Paști. Știu că era ceva aproape de Paști și noi plecasem 2 zile. Știu că 2 zile parcă dura toată chestia. Și că în perioada în martie. Atunci, cred că atunci m-am întâlnit cu Cami. Cred că atunci. Alte evenimente. Prieteni falși. Pentru că... nu poți să ai încredere în absolut nimeni. Deci în tine trebuie să ai tot timpul încredere să te iubești pe tine însuți. Deci... ok, cum am mai zis, luați-vă popcorn că e un story time lung. Aici am scris prieteni falși. Da. Oamenii care tu îi conduci cu prieteni de multe ori se dovedesc că nu fi ce aștepți tu de la ei sau să se comporte într-un anume fel doar pentru că sunt prietenii tăi. De exemplu, cineva... bun, nu știu dacă am mai zis, dar anul trecut, deci 23-24 de ani, am început să comand cărți din România. Cred că am făcut vreo 3 comenzi. Cred că 3 sau 2 comenzi. Nu știu exact. Bine, vă dați seama că comenzi mari. Toate comenzile astea le găsiți pe canal. Știu că prima comandă a fost Harry Potter. Le-am primit și un cufăr și tot felul de chestii. Și din nou asta e pe canal. Și după aia alte chestii de mi-am umplut, semi-umplut eu biblioteca. Pentru că biblioteca mea mai are multe locuri libere. Bun,
alte evenimente. Am început să comand de la Wish, deci mi-am luat niște bluze superbe. Fapt nu-i Wish, e Geek. Așa. De fapt, stai, Wish, Geek, cred că da, clipul e pe canal. Cu absolut tot ce mi-am comandat de acolo, bă, chestii superbe. Deci la bluzele alea n-am ce comenta, superbe, frate. Doar că mărimile s-o leacă ciudate. Alt eveniment. Bluze. Asta nu e prea important, am început să citesc, mi-am luat cărți în engleză, din nou, clipul este pe canal. Am început să citesc Milk and Honey, care este o carte de poezii superbă, în engleză. Bine, nu știu eu toate cuvintele în engleză, dar e superbitate de carte. Mamă, deci de la o poezie la alta te bagă în toate stările, nu s-o caut. Ok. Așa arată cartea, Milk and Honey. Nu știu cât de bine se vede, dar are o grămadă de pagini care sunt însemnate, făcute, îndointe, desenate, măzgălit. Mamă, prea multă lumină, what the fuck. Așa. Deci cartea s-a băgat în toate stările și stările posibile și imposibile și e o carte superbă. Și de la care am început și eu, în debutul meu de mare artist, am început să scriu poezii undeva prin 2012. De atunci mi-am descoperit latura asta băietică de scrie. Bine, mie îmi plăcea și încă îmi place să colecționez, ce urmează să vă arăt, agende. Nu contează că-s goale, mie îmi place cum arată, să fie toate culori, modele, nu contează. Chiar dacă nu scrisem, mi-e place să le am, să știu că sunt acolo. Ok. Alt eveniment, am început de anul trecut să învăț cehă. Și trebuie să învăț toată asta. Deci toată cartea asta eu trebuie să știu. Am mai învățat de pe telefon, din carte, din anumite chestii pe care le auzeam, mi le băgam în cap. Și totuși trebuie să învățăm cehă. Abandoni? Pentru că România nu se întoarce. Păi nici n-ai, da? Da. Adică ce să facă? Țară. Aici vreau să zic, da, ajunge și la partea cunoașterea. Bun. Continuăm. Milk and Honey, am zis, comanda din România, cum am mai zis, toate cărțile pe care le-am comandat sunt pe canal. Toate 42 de cărți sau 15 kg de cărți. Cred că trei comenzi au fost. Harry Potter 42 de cărți și 15 kg de cărți. Sau 14. Nu știu exact, pentru că dar am zis că nu pot. Nu pot. Zic, nu știu de ce mă gândeam că anul ăsta, bă, să mai fac o comandă, dar anul ăsta să rămân bani să-mi iau camera. Ca să nu mai trebuiască să filmez cu asta, să mă văd, frate, și eu ce filmez. Bine, anul ăsta trebuie să fiu foarte activ. Deci e 1 ianuarie, iar eu mai am de editat un clip pentru canalul Black Sugar in Kitchen. Nu știu dacă am trebuia să zic asta, dar hei, intrați și pe canalul acela, n-aveți nimic de pierdut. Am puțini abonați, abonați-vă pentru că postez chestii. Rețete mișto, cred eu. Dacă nu-s mișto, nu mă interesează părerea voastră negativă. Dacă îmi scrieți ceva de bine, vă comentez ceva de bine. Când scrieți ceva de rău, deci când îmi scrie cineva mesaje urâte, nașpa, bă, a fost, nu mai știu, i-am dat și blog, l-am și raportat la YouTube pentru că este hărțuire. M-a hărțuit verbal. Da. Ok. Nu am mai luat telefonul. Mi-am luat laptopul, am intrat YouTube la mesaje și dai Marius și sparge tastatura pentru că i-am trimis atâta mesajul în care am fost un gentleman. Ia Țiții, așa, ia Suzeta. Tati încearcă să devină faimos, ca să nu mai trebuiască să meargă la locuri unde nu-i place deloc, pentru că m-a săturat de oameni proști sau efectul de hală.
Nu mă fac să opresc camera pentru că n-aș vrea. Bine. Bine. Tu fă-ne. Și stai liniștit că un băiat cu minte ce ești. Ok, continuăm. Nu știu la ce am... care a fost faza. Continuăm. Mi-a cumpărat flori. Inserez o imagine undeva pe aici. 3 ghivece... Nu știu cum să zic. Deci cât e gura paharului. Așa, ghivece din astea. În care au fost 2... Deci, 2 ghivece cu trandafiri roșii, un ghivece cu trandafiri alb și ceva... Cale, nu știu cum e pluralul de la cală, cale probabil. Așa. Într-o lună sau două ori muri toate. N-am noroc, frate, la flori. Trandafirii sunt pe geam, acolo scoși afară. Bun, vreau să vă zic că până acum n-am văzut în viața mea și nu mint, nu fac bâză de gâză că am văzut licurici. Dar în perioada aia, când am văzut eu licurici, vreau să vă zic că, cum am mai zis, un an de eveniment. Vreau să vă spun o chestie. Când sunteți într-o relație, dacă vreți să-ți meargă relația, așa eu trebuie să o fac să meargă și sunt nevoit. Cum am mai zis? Nu, eu nu am fost ăla care se umblă din floare în floare și că atunci când, și în prima mea relație, mă gândeam că, bă, mamă, o să facem și o să trecem, o să stăm o viață împreună, dar cum e și o carte, dragostea durează 3 ani și, Doamne, ce mă bucur că dragostea durează doar 3 ani, pentru că pe fata aia n-am iubit-o absolut deloc, pentru că era, mi-era rușine cu ea, pentru că era grasă, pentru că era o leacă proastă, copilăroasă, prea copilăroasă și de la ea mi-am luat doar o chestie, într-o relație, îți iei și lucruri bune și lucruri rele, iar de la ea am luat că atunci când iubești pe cineva, demonstrezi. Camera fuge de mine. Când iubești pe cineva, demonstrează că îl iubești, arată că iubești, nu, te iubesc. Și nu-i arăți nimic. Asta am luat de la ea. Și lucru principal. Bun. De asta sunt cu cea mai bună, deci... Nu știu dacă am zis. Fosta cu actuala erau cele mai bune prietene. Dar actuala este ca și bug. E ca și cum compar rechinul cu delfinul. Da. Ok. Am început să cumpăr los alte evenimente. Bă, mare sumă n-am câștigat. În jur de 100-200 de coroane din care îmi luam alte lozuri. Deci toate bune. Așa, alte evenimente, nu știu când se întâmpla chestia, dar am mers în pădure după afine și cumpărasem eu ceva piaptă, ciudat, nu știu dacă găsesc o poză, o inserez pe și undeva, pentru că, bă, e bun de tot, e bun. Și am reușit și noi să facem un borcan 2 de gem de afine care o ieșit, bă, e demențial, deci e demențial. Colegi noi la lucru, oh my god. Colegi noi la lucru. Vreau să vă zic că lumea asta niciodată nu o să se schimbe niciodată în bine, pentru că e bine și plăcut să faci rău decât să faci bine. E mult mai convenabil să vorbești pe la spate, să înjosești, să te să fii un gunoi de om și să te dai mare în pulă și în statutul tău social când tu ești... Deci când toată viața ta ai fost o jigodie și un gunoi, un sărăntoc, ai dat de bani și te-ai ajuns. Nu, modestie. Hai că prin camera că vine nevastă. Să vorbesc de colegii noi la lucru. Bă, vreau să zic... știu că am o poză, o inserez pe aici pe undeva. Tipul, bă, la corp, deci nu știu cum să n-ai băsit. Bă, corpul lui arăta wow, deci de aici în sus arăta wow. Am un clip pe chestia asta. Căutați, cele de anul, din 2019, era ceva cu părul din asta, deci tu arăți wow și nu știu ce arată wow.
Pe o tipă de la Masterchef, una Diana, pe care... Bunica! Bunica! Că nu vă pe bunica! Când zic cuvântul bunica, îmi pișă ochii. Bunica! What the fuck? Așa, de la aia cu... Am început și o să zic că... Unu arată wow și unu arată bau. Dar mie mi se potrivește cam și mimica potrivită de actor. Sunt acest actor renumit. Fost că bă, l-am judecat prea tare pe omul ăla, dar asta am învățat de la la 23, la 24 și mi se aplică acum, să nu judec niciodată un om prea repede, pentru că nu e bine, nu știi cum e omul ăla, nu știu cum e la su... Dragoste. Ești rupt de sângă tu. Trebuie să dori, băiatule. Bine, continuăm. Deci pe omul ăla chiar l-am judecat prea repede și cred că în perioada aia, deci după ce a venit un coleg, a venit și altul. Bă, praf, nu, deci nu înțeleg, praf, parcă până atunci trăiseră toți în peșteră. Adică, bă, eu am 20, în perioada aia aveam 24. Dă-o dracu, la 30 și ceva spre 40, dacă urlă cineva la tine, te pierzi? What the fuck? Și, bă, nu știu, oamenii sunt prea proști. Bă, deschideți-vă, frate, mintea, toți, că sunteți prea proști. Majoritatea din oamenii ăștia nu contează, frate, nu contează nația. Ta, ești prost în orice nație. Ești prost, idiot, cretin, tot ce vrei tu, în orice nație. Și hoț. Că nu doar românii sunt hoți sau doar țiganii sunt hoți. Sunteți... Eu mă exclud pentru că eu sunt acest artist care nu fură. Da. Așa... Dar, bă, prost și hot poate să vină orice nație. Continuăm. N-are rost să mă... Colegii noi care sunt proști, care habar n-au să lucreze și trăiesc în peșteră. Zic că până atunci chiar au trăit în peșteră. Că nu vreau să mă gândesc. Deci îmi rulează în cap toate imagine. Bă, toți proști, mă, toți proști. Bine. Am început să-ți pictez pe pânză. Inserez poze. Deci, de la 23 la 24 de ani am început să vorbesc mult mai bine și să mă deschid față de limba engleză. Să încep să vorbesc. Deci am o prietenă, Andrea, bine, noi nu ne zice, nu o cheamă Andrea, dar amândurora ne place diavolul se îmbracă de la Prada, care eu credeam că e Praga, că diavolul se îmbracă de la Praga, dar de fapt am citit-o greșit că era Prada. Așa? Și când Miranda Priestly strigă Andrea, noi așa ne strigăm, deci Andrea, sau când răspundem la telefon, ori ea, ori eu zic, what the fuck? Chiar mă bucur că am început să mă deschid față de... Bă, eu știam engleză, dar mi-era atâta de greu și mi se încălcea limba atâta de greu când vorbeam engleză, mamă, și nu înțelegeam de ce, pentru că... Ca și cum aveam trac. Mi-era groază, mi-era frică să vorbesc în engleză. Ziceam, dar bitch, what the fuck? Și acum, deci, mi-am dat drumul. Mi-am trecut peste această frică. Deci, este un progres mie. Ca nu trecut, am luat 3 biciclete. 2 bune, una nu. Pentru că eu de obicei fac comenzi online, pentru că mie îmi place mult să comand online, dar atunci când vine ceva stricat, fac urât. Cum a fost și cu o canapea pe care eu credeam că e mare, de a veni mică. Și cu o bicicletă care trebuie să fie mare, de aia e mică. Deci pentru mine acum din viitor trebuie să am mai mare grijă și să citesc dimensiuni tot înainte de a comanda ceva. Bine, nu prea mai am bani ca să comand ceva. Deci eu mă gândeam, mama, anul ăsta îmi comand cărți. Ce vorbești? Nu. Vreau să adunăm niște bani să-mi iau casă. Bine, apartament momentan.
Să facem un împrumut în bancă. Deci un împrumut în bancă ca să reușim să ne luăm cumva apartament, ca să nu mai trebuiască să stăm în chirie. Pentru că deja la proprietarea asta am dat 100.000 de curane. Hei! Deci aș vrea să trăiesc în chirie? Nu, mersi. Bun, biciclete. Patul vechi l-am schimbat și am luat altul nou, iar patul vechi l-am demontat, tot tăiat, făcut în bucăți, l-am băgat în dulap. Are logică. Lemnul tot ce-a fost, l-am băgat în dul, într-un dulap mare, frate, așa. Deci în zona în care erau umerașele, deci e o bară aia, ai loc, am scos bara, porționat tot, făcut frumos, pentru că am zis ca să nu mai luăm dulap la duminică, așa că am economisit bani. Mine, pentru mine din viitor, economisește Marius bani. Perioada mea preferată, din august. Am început, deci 8 septembrie, la școala de șoferi. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. În aceste 4 luni am fost de 6 ori, sau, da, 6 sau 7 ori, să nu exagerez, 6 ori, la condus, în care m-am învățat exact o pulă, la propriu m-am învățat exact o pulă. Eu nu m-am urcat în viața mea în mașină, nu știu să nu știu să conduc, nici acum nu știu să conduc, deși am carnet. Da? Continuăm. Deci în 4 luni n-am învățat nimic la școala de șoferi, doar atunci când întorci, faci, știu că se zice toci în cehă, că zice toci, 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 întoarce, întoarce, întoarce. Bun. Ca să nu faci mâinile așa, și cred că era ceva de genul, nu știu cât de bine mă văd, ceva de genul așa și după aia asta o iei și o pui așa, ca să nu ți se încâlce mâinile. Aia mi-a fost ok. Am avut, deși eu când m-am înscris la școală, bine, am dus niște acte, bla bla bla, tot ce trebuie să, am dat niște bani. Bine, o parte din ei și după aia mai dat restul pe parcurs. Și după aia la final, deși eu chiar aveam probleme și mă gândeam, bă, că o să am probleme cu volanul, că pedalele, știu că să apăs pe pedale, cu schimbătorul, ce vorbești? Când de fapt ambreiajul la mine e problema. Pentru că e mai mișto să ai mașina automată și să apeși accelerație, frână, accelerație, frână. Nu să stai tot timpul, apasă pe ambreiaj că nu știu ce, apasă pe ambreiaj că nu știu ce. Mie nu trebuie din astea, deși eu am mașină, mi se răspunde, cu 3 pedale. What the fuck, bine. O să mă învăț pe asta, că doar nu e atât de greu cu 3 pedale. Am așa ce trebuie să fac. La propriu știu ce trebuie să fac și nu m-am învățat cei de la școală, m-am învățat prietenii. Da. Deci sper că o să apară și clipuri când filmez din mașină. Deci mi-ar trebui o chestie care să o lipesc pe, cumva pe parbriz, pe interior, dar momentan nu am. Deci, da. Școala de șoferi, poze, acte pentru Dominic. Așa, a fost un vară în vizită, mamă, ce faci? Continuăm. Vine așa, acte pentru Dominic, văr în vizită și somon. Am mâncat somon, deși eu mă gândeam că, bă, somonul, mamă, cât e de scump și chestii din astea, când colo, chestia era pe kilogram, iar noi luam doar câteva grame, nu știu, 100-200 de grame, ieftin și e bun pește. Ok, anul trecut s-a făcut ca un anumit individ, era să zic, Balaban, efectul Balaban. Un anumit văr, așa care, na. L-am ajutat, ne-am înțeles, na, bă, eu sper că ne înțelegem ok. Sau, așa cred eu, sper că ne înțelegem ok. O venit pe aici prin vizită, bă, mișto a fost, pentru că de când sunt în Cehia de vreo 3 ani nu prea a venit nimeni la mine. Vreau să zic, din oamenii de acasă, din rudele mele de sânge. Ok. Partea cu sarcină. Primele 2 luni din sarcină, alu, nu a mea, lui Monica, cu Dominic,
N-aș spa rău de tot. Și ea era rău, eu eram... Bine, ea era 100% afectată, eu 50-60%, pentru că ea ducea sarcină. Dar în primele două luni a fost nașpa. Atât pentru mine, cât și pentru ea. Vomitători, rău, stări de rău, după băjur, că după ce a trecut, ca și cum alea două luni pe ceas, deci două luni numărate pe ceas trecute zile, așa, pare logic ce zic, bă, a fost nașpa. După ce a trecut de două luni, toate bune și frumoase. A început doar să se umfle mâini, picioare, deci tot ok. Bun, să continuăm că mai am 10% baterie. Somn în ziua lui Marius. Anul trecut am avut oportunități și ocazii în care să mă fac muci. Dar din păcate eu sunt foarte conștient atunci când beau și știu să mă opresc. Și chestia ce am învățat-o de la 23 la 24 și mi se aplică în prezent e că oamenii fac rău la băutură, unii dintre ei. Și altă chestie ce am mai învățat de la 23, de la 23 la 24. De fapt e de la 24 la 25 de ani. Aplică în prezent este că... Bărbații sunt foarte misogini. Și de consideră foarte rău femeia. În mentalitatea oamenilor care nu sunt, nu vor să evolueze, nu vor niciodată să evolueze, nu vor să depășească statutul de om prost și fără open mind, adică open mind e minte deschisă. Eu am dedus următoarele chestii. Adică mi se aplică în prezent. Mm-hmm. Bun. Când te căsătorești sau când ai o prietenă, prietena aia nu ți-e slugă, deci nu ți-e slugă, nu e mamă, nu trebuie să spele după tine, face ce vrea. Nu e obligată, nu scrie absolut niciunde că femeia trebuie să gătească, să facă curat, să-ți spele, să chestii de astea. Același lucru se aplică și în cazul bărbatului. N-are chef, nu face, îți faci. Pentru că e share, e împarți chestii. Dar mulți nu pricep asta, pentru că, am văzut un videoclip, era al lui Carla's Dreams, și, bă, mie îmi place Carla's Dreams, dar videoclipul m-a deranjat. Pentru că erau... Un bărbat, vai cine e el, așa, cine ar scârbă de el, așa, și făcea el pula mare, mai pe română, că aia nu i-a spălat lui vasele sau nu i-a călcat lui hainele. Soția nu e slugă. Proștilor, pricepeți asta. Soția nu e slugă și bărbaților nu mai fiți așa. Misoginilor. Eu sunt un suflet de bărbat, iar ceilalți bărbați nu sunt suflet de bărbați, pentru că ei e misogin. Noiembrie, la alte evenimente. Mi-a luat mașină. Pentru, deci la mine funcționează ceva de genul că mai întâi mi-au căruța și după aia mi-au calul, mi-au mobilă și după aia mi-au casă. Da. Cum e, deci eu mi-am luat ce vreau să zic? Mi-am luat mașina în noiembrie și o trecut noiembrie, decembrie, e ianuarie și încă, bine, trebuie să depun niște acte ca să, adică vreau să subliniez că copilul meu se trezește. Așa, că mi-am luat mașină și stă în parcare. Că momentan o condusă toată lumea, băga mea și picioare în afară de eu. Profeta. Cu mașina și cu anumiți prieteni. Mi-a zis unul dintre ei care ne-a ajutat și i-am dat la un moment dat pentru ajutorul lui. Deci 1000 de coroane pe dus întors de unde stau eu până în Praga. Pentru că acolo am făcut școala de șoferi. I-am cam dat o chirie și ăsta îndrăsnește și crede că, de fapt, majoritatea oamenilor credeți că... Cum să zic? Că sunteți învățați că atunci când ați venit de la, când ați ieșit de la mama voastră din pis... din vagina, din pizdă, pe română, și să citiți, să scrieți, să, con,
Sunteți absolut învățați, toate informațiile le-ați asimilat și le-ați absorbit de la dracu să vă ia, pentru că chestiile astea le dobândești în viață. Adică ăsta, o zis la un moment dat că Marius, în halul care conduci tu, nu vei lua niciun dată permisul. Bitch, the fuck? Ce vreau să zic este că ăsta zicea că nu am mai văzut în viața mea o asemenea catastrofă sau oricum ceva de rău, că eu nu o să iau permisul niciodată în halul în care conduc, pentru că eu am condus doar de 6 ori în viața mea, în 24, pentru că atunci aveam 24, acum am 25, în 24 de ani nu m-am urcat în viața mea în mașină, niciodată, sau, adică, de urcat m-am urcat, îmi zicea tatăl meu, pasă pe aia, sau fă aia. Nu știu bordul, acum îl știu. Deci nu știu bordul, nu știam pedale, cum să întorc, ce faci, bă, nu știam nimic. Știi ce, că nu știam nimic? Și adică tu, în din 6 ședințe, wow, lumină, din 6 ședințe în care mi s-a explicat pula, așa, tu ai impresia că eu știu să conduc. Da, mă. Că tu îngâții mătii de om foarte învățat și mi-ar scârbă de măta? Sau ce? Cum zicea Cami, mă? Proaste pula fost acolo. Curul măta. E canalul meu, vorbesc cât de urât. Da, tati, știm. Oamenii nu o să se schimbe niciodată. Iar tu ești... Tu ești unul dintre oamenii aia care o să facă schimbări. Că sfat pentru mine din viitor și tot ce am învățat de la 23... Deci, din... De la 23 la 23, nu? Iar aici îmi dau seama că am zis greșit, că de fapt era de la 24 la 25 de ani, dă! Nu, mă, stai că eu te zic greșit, eu de-abia acum am realizat. De la 23 la 24. De la 24 spre 25. Bă, ce idiot. De la 24 spre 25, chestiile așa le-am învățat, da. Abia acum, la finalul clipului meu, m-am deșteptat și eu. Era și cazul. Așa. Tot ce am învățat din experiența asta cu condusul este că oamenii au impresia că ei știu totul, că ei se nasc învățați, când bitch, nu te-ai învățat, nu te-ai născut învățat, și au foarte mari, nu știu cât de bine filmează, au foarte mari pretenții de la cineva care nu știe și după aia tot îi judecă și după aia la un moment dat zice că Marius, am pretenții de la tine? Și înainte cu o zi, două zi, mă făceai Marius, tu nu o să-i carnetul niciodată. Că în halul în care conduci, bitch, go and fuck yourself, pentru că ești un comun. Ești un om comun care nu va evolua niciodată. Eu, ce bine că eu port tinichele la gât și nu mă laud cu aurul și tot pe care l-am eu, proștilor. Oamenii ăștia nu se schimbă niciodată. Alte evenimente legat de mașină. Bun. În Praga am mai dat și 1000 de coroane pentru că nu am condus în ziua aia deloc. Pentru că era faza că ca să conduc o mașină automată și era un BMW, wow. Nu era BMW, scuze, era Mercedes, mie nu-mi plac BMW-urile. Adică îmi plac, dar nu-mi plac cei care conduc. Nu, iar mă exprim greșit. Șoferii de BMW care cred că mami și tatăl le-au cumpărat mașină prioritate și șosea. Da. Și tu. Dupeu. Că ai dupeu, dar când ieși în mașină, după ce ieși din mașină, meu! Ok. În ziua aia în care a fost la Praga, trebuia să conduc mașina, nu am condus mașina. Am mai rosit și 1000 de coroane și mi-am spart și timpul degeaba pentru că, hei, Marius Stone, nu pot să-mi zic numele adevărat pentru că nu contează, Marius Stone are tot timpul, timp pentru toți proștii și proastele, doar pentru cei oameni care contează, nu. Da, că așa e, așa e în viață. Ok. Și în ziua aia, na, instructorul meu... foarte răbdător și înțelegător, pula, s-a răzgândit și a zis ca să-mi facă carnet normal, să pot să conduc automată, să conduc și manuală și automată,
Așa, pentru că înainte el zicea că vrea să facă doar pe automate și că poți să o conduc pe automată, doar automată, și eu mă stresam pe chestia asta și nu era bine și bla bla bla. Așa. Și în ziua aia mi-am pierdut și banii, 1000 de corane, pentru că deci ne-am plimbat o grămadă de timp prin Praga, du-te încolo, 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 pentru că instructorul meu care o băut și l-a prins poliția, i-a luat carnetul, nu putea să conducă 3 luni de zile, așa că instructorul meu avea nevoie de un prost, adică celălalt care crede că eu sunt prost, la care o zis că mai ales tu nu știi să conduci nicio, că în halul în care conduci nu îi vei lua niciodată carnetul, bitch, what the fuck. Așa, el a trebuit să meargă până în Praga, așa, cu mine, pentru ca să-l plimbe pe ăla dintr-un loc în altul. Oamenii n-o să se schimbe niciodată. Bun. Și acum, vorbim de un anumit prieten, care eu îl consideram prieten, dar el la băutură este un prost. Și prost o să fie toată viața. Nu cred că o să se uite el niciodată la aceste materiale, pentru că nu distribui pe Facebook asemenea materiale despre proști. Bun. Deci, vă dați seama că de-abia acum am realizat că de la evenimentele se întâmplă de la 24 spre 25 și mi se aplică în prezent, cum adică la 25, nu de la 23 la 24, ci proastă. Ok, faza a fost următoare, pe ăsta numele lui bă, și pe celălalt prieten, tot acest Marin, mi-a zis mie că, na, când am făcut școala, el știa să conducă, că o mai condus chipurile, iar eu nu m-am urcat niciodată de mașină într-o în viața mea și nu prea știam multe, dar înainte să conduc, na, în Praga am mai condus cu alt prieten care are exact același nume ca mine, nu Stone, și bă, a fost tot ok, am pornit tot bla bla bla, a fost ok, dar m-am pierdut. Pentru că, hei, sunt în prima, e prima oară când conduc și am condus. Du-te vino, du-te vino, cred că vreo 4 ture cred că făcuse, așa. M-am pierdut, am omorât motorul, bla bla bla, a fost și o perioadă neagră atunci pentru mine, pentru că mi-a băgat, pe română mi-a băgat pula în toată școala asta și după aia, hei, hai să facem, dă-o dracu. Așa. Și acest prieten Marin zice așa. Deci cum am mai zis, el știe să conducă, după aia, deci el știe să conducă și eu nu știu să conduc. Cam asta a fost. Bun, da, pot să recunosc că știe să conducă în anumite momente. Revin cu update-uri, cu îmbunătățiri la ideea mea. Așa. Și asta îmi zice că ce să fac cu mașina, că eu nu știu să conduc, să o vând, să... Adică o dat de înțeles, Marius, ești un prost, tu nu știi să conduci, așa că scapă de mașină. Și știi ce? Era invidios pentru că atât Marin, cât și celălalt care mi-a zis că sunt o catastrofă la condus, sunt invidioși și au impresia că... Mamă, câți bani am eu și nevastă mea... Ce vorbești, frate? Păi s-au dus banii anul trecut, deci din ianuarie până în decembrie 2019 s-au dus o chilă de bani. Mamă, noi suntem bogați, uite ăsta e de aur, e cristal adunat din... Mamă. Mm-hmm. Pizda lui mama. Îmi iartă-mă. Așa. Dar e bine că ei cred că noi avem bani. Lasă-mă să creadă că noi avem bani. Că noi nu avem bani. Pentru că s-au dus. O chilă de bani pe mașină, pe școală, mai trăiește, mai plătește chirie, da, mamă. Și invidia crește. Că Marius are mașină și ce care bani. Hai bine. Iar cu acest prieten, Marin, să zicem așa, nu că ăsta e numele lui adevărat, așa, n-am mai ținut legătura. Eu chiar, bă, chiar l-am considerat un prieten nu adevărat, un prieten de nădejde și chestii din astea, dar el când a zis și i-a dat de sub înțeles că nu știu să conduc și chestii de astea, și când a zis faza cu mașina, că ce fac eu cu mașina,
Gata, s-a terminat prietenia. Te-am băgat de unde te-am băgat în pizdă, de unde ai venit? Gata. N-am nevoie de prieteni fake care să-mi zică chestii care nu sunt adevărate. Știi ce zic? Bun, alte evenimente. Și acum să mă detensionez. 4 decembrie 2019. A apărut mogâldeața asta mică. Deci, la 25, nu, la 24, pentru că la 24 se întâmplă chestia, am devenit tătic. Am asistat la naștere, e un experiment, experiență, așa. O experiență bună, traumatizantă, după aia fericită, după aia calmantă, după aia traumatizantă, gândindu-te în trecut, dar tot răul spre bine. Și vreau să vă zic cu experiența asta cu spitalul. Noi suntem străini. Suntem români în Cehia. Vreau să vă zic că nu am plătit decât e ca 500 de coroane pentru niște oxigen care l-a luat nevastă mea. Nu știu ce să-i fac, habar n-am. Dar știu că perioada când a început să iei oxigen, era oxigen cu alt oxigen, deci ceva chestie combinată, habar n-am ce. Nu știu și nu mă interesează. Așa, și de la aia nevastă mea în timp ce avea contracții zicea anumite chestii și vorbea de parcă era biată. Dar atât am plătit. Nu știu dacă găsesc o... Ba, am. Pun o filmare cu cum arată camera în care o născut nevastă mea. Urmează să... Na, urmează să vedeți și partea aia și să... Vă gândiți că nu am plătit decât 500 de coroane, nimeni, niciun doctor, nu știu cum să zic, nu a așteptat bani, nu a vrut bani, nu a dat cu subînțeles că vrea bani, nimeni, nimic. Așa, deși oamenii, na, majoritatea cehilor sau nu toată lumea au impresia că noi străinii am venit să le furăm ceva, am venit să le facem rău sau că le furăm nu știu ce, dar ei nu-și dau seama că viitorul tuturor țărilor suntem noi străinii. Da, noi lucrăm joburile alea prost plătite, noi, nu voi. Și zici, nu știu, ci că la noi unde lucrez eu acum, deși abia aștept să plec de acolo, să-mi dau dracu o dată demisia, deși am contract pe perioadă nedeterminată, dar nu contează și să-mi găsesc alt job, așa că, dragilor, faceți-mă, cum se zice, un artist, acest vlogger renumit, abonați-vă, dați like, dislike, ce vreți voi, ca să nu mai trebuiască să mă mai duc la lucru și să pot să stau cu copilul meu acasă. Că m-a zăturat de muncă. Merge? E psihologie inversă. Bun. Alte evenimente. Că trebuie să termin tot până în decembrie. Așa, faza cu copilul. Bun. Mai trebuie să facem acte pentru el. Pașapoarte, tărără, bă, experiența cu spitalul a fost bună, asistente bune, deși ciudată chestii, pantalonilor erau albi și prea transparenți și majoritatea purtau chiloți tanga care arăta și toate erau, wow, dar hei, sunt căsătorit și am și deja și copil. Oricum, uitatul rămâi, nu niciodată nu m-am gândit că, wow, ce face? Poate bem o cafea împreună și după aia ne facem unghiile. Cred că doar atâta. Sau vorbim despre ce cărți ai mai citit și chestii de astea. Sau ce filme îți plac. Niciodată nu m-am gândit la mai mult. Adică la sex. Că cam așa se rezumă gândirea la oameni. Mamă, ce, la bărbaților, pardon. Mamă, ce ți-aș face? Ce dracu îi faci la ea, mă? O gâdil și tu acolo la portocală și gata. Alte evenimente. Porc. De ce am scris porc? Ah, am asistat la tăierea porcului
Și este o chestie crudă și nu mai tăiați porci, deveniți vegetariani. Pentru că e nașpa și niciodată... Și oamenii au impresia, nu știu dacă scrie în Biblie, n-am citit Biblia toată, că zice să... Că așa a fost lăsat de la Dumnezeu ca animalul să fie omorât și după aia să fie mâncat. Nu cred că scrie asta niciunde în Biblie, pentru că în Biblie scrie să nu ucizi. Nu contează ce. Să nu ucizi. Asta dacă nu ucizi fără să-ți dai seama să ucizi din greșeală. Aia nu se pune păcat. Așa mi-a zis popa. Bun, 10 decembrie, școala de șoferi. Deci, școala, iară cu școala te băchemești picioare. Așa. Am început în 8 septembrie și am terminat în 10 decembrie. În 9 decembrie am făcut și eu 25 de ani. Doamne ajută! Sunt acest boșorog, cred. Decembrie am fost să dau sala, cum ar veni. Și exact, deci în Cehia, dacă, cum să vă zic, în 10 decembrie am dat sala, în 10 decembrie, după sală, am dat orașul. Ați înțeles? Am dat orașul, așa. Adică l-am luat. Am 25 de întrebări din 25 cu traducătorul, cu traducătoarea lângă mine care mă împingea, de picior. Am voie să zic chestiile astea? Mă împingea în picior că atunci când răspundeam greșit, pentru că eu am învățat toată cartea aia, o știu toată. Știu exact ce trebuie să fac la anumite chestii, cine are prioritate, cine nu are. Ce s-a fost un an de evenimente în care oamenii mi-au dat de furcă. Groaznic. Ce mai vreau să zic? Toate concluziile pe care le-am învățat și toate lucrurile pe care le-am învățat de la 24 spre 25 de ani și mi se aplică în prezent. Ok. Să nu ascult absolut de nimeni. De nimeni în sensul, bă, dacă îmi zici o chestie bună, o iau. Iar dacă îmi zici o chestie care chiar nu e adevărată, mă piși pe tine și nu-mi pasă de părerea ta. O altă chestie îi să fiu mai, mult mai activ și să... Ce am început să și termin. M-am apucat, trebuie să învăț cehă. Cu școala am terminat-o, mai trebuie să-mi depun actele, toate bune. Bun, o altă chestie. Să-mi iubesc viața, să-mi iubesc copilul, Doamne. Asta e involuntară iubirea asta. Să fiu mult mai activ. Ce am mai învățat? Să mă doare exact în cur de părerile oamenilor care chiar îmi vor rău. Și să fiu exact așa cum vreau eu. Când sunt trist, sunt trist, când sunt bucuros, să fiu eu, să mă bucur de mine, de corpul meu care mai trebuie să slăbească, să dă burta jos. Dar, hei, e bine, cred că atât am. Concluzii. Că trebuie să mai citesc cărți, mai multe. A fost un an plin de evenimente bune, nebune, de oameni, dar... Cred că tot ceea ce contează e că familia ți-e aproape, indiferent de situație. Mă refer la nevastă mea și la Dominic. Și cred că asta am zis tot. Este un vlog lung, story time lung, stingem lumini și ne vedem în alt clip. Nu știu când postez, când mai postez. Parcă era... Nu știu, cred că eu postam vinerea, dar parcă iar am vrut să schimb să postez sâmbătă, duminică. Hei, postez, dacă postez vineri e bine, dacă nu postez vineri, oi posta sâmbătă sau duminică. Ora 3, 4 în țară. Sau ora, da, ora 3, 4 în țară. Cred că atât am avut de zis. Un an plin de evenimente, că sunt medium. Și am zis totul, sunt mediu. Și am încheiat filmarea, ne vedem data viitoare. Am uitat să zic o chestie. Da. Ultimele două chestii ce scrie aici pe listă. Scrie, ziua mea, am primit cadouri mișto, utile. Eu zic asta, dar nu mi-am minte ce naiba am primit. Așa, ba, de ziua mea am primit un copil. Adică...
Dominic s-a născut pe 4 decembrie, iar ziua mea e pe 9 decembrie, 5 zile diferență. Bun venit în familie, Dominic, și e săgetător de-a meu. Și ce zice, mă scrie pozenic. De când s-a născut până acum fac poze într-una, memoria de la telefon e plină cu poze și ar trebui să am un telefon în care fac... Deci pentru fiecare copil să am un anumit telefon. Huawei ăsta, P20, care a costat 17.000 de coroane, să mă laud și eu că doar atâta pot să mă laud. Așa care... Deci cum ziceam, să am un telefon pentru fiecare copil. Ca multe telefoane pentru că... Deja am 2000 și ceva de... 2000 spre 3000 de poze. Și... deci din 4 decembrie până acum am o grămadă de poze doar cu Dominic. Chiar dacă se dublează, că eu când fac poze, eu fac aceeași cadru 100 de poze. Atât am avut de zis. Uf. Și nu uitați să faceți poze ca să aveți amintiri. Și scoateți-vă pozele să fie o chestie materială ce o ai în mână. Că dacă se struge de pe telefon, ați beli pula și nu mai aveți amintiri. Ok, eu am fost Marius Stone, ne vedem data viitoare, habar n-am când. Și cum am mai zis, sunt un medium, iar mama e clar văzătoare. Cred că e vrăjitoare, iar tata e moldovian. Merge. Doi vrăjitori.